6 din 10 bărbați moldoveni suferă de disfuncție erectilă. Problema afectează în mare parte bărbații trecuți de vârsta de 40 de ani. Aceasta însă poate fi tratată odată și pentru totdeauna cu ajutorul implantului penian. Din acest an, operația va fi realizată și în țara noastră. Este disfuncție erectilă endocrină cauzată de patologie a sistemului hipotalamic-hipofizar. Este disfuncție erectilă organică cauzată de diabetul zaharat, de patologia glandei tiroide și cauzată de hiperprolactinemie. Această problemă poate fi tratată definitiv cu ajutorul implantului penian. È costituita da tre rivestimenti, da tre camicie, ha del silicone sulla punta per renderla più resistente, ma la cosa molto importante è che è una protesi che è completamente rivestita di antibiotico. Questa cosa, che permette di rilasciare antibiotico per 30 giorni, ha azzerato completamente il rischio di infezione. Attività sessuale può essere iniziata dopo 30 giorni dopo implantare. Il paziente avrà una normale sensibilità, un normale orgasmo, l'eiaculazione sarà completamente fisiologica e quindi questo tipo di paziente potrà anche procreare, quindi avere normalmente dei figli, una normalissima attività sessuale. Începând cu acest an, tratamentul va putea fi accesibil și în țara noastră la Centrul Municipal de Andrologie din capitală.